În loc să se bucure de minunea care a apărut pe lume, multe femei simt o stare de tristețe permanentă, frică, anxietate, care se numește depresie postnatală. Pentru a înțelege ce înseamnă acest termen și a ști cum să acționăm în această situație, discutăm cu expertul în sănătate mentală, Jana Chihai. Ce înseamnă depresia postnatală și de ce apare? Depresia postnatală se mai numește depresia postpartum, deoarece ea apare imediat în proximitatea nașterii. Se consideră, de fapt, că asta nu este o tulburare psihică și apare în marea majoritate la toate femeile după naștere. Însă trebuie de știut când noi putem să spunem că este depresie și când nu. Imediat în proximitatea nașterii apare, adică fiziologic, concentrația de mulți hormoni, așa ca estrogenul, progesteronul, dopamina, hormonul tiroidean scade extraordinar de mult. Toți hormonii ăștia provoacă o stare depresivă, de iritabilitate, de deficit de atenție, de lipsă de energie și noi, în principiu, avem o stare, așa să zicem, care foarte mult seamănă cu depresia. Cum detectăm o persoană care se află în această stare permanentă de tristețe? Cum înțelegem că ea, de fapt, suferă de depresie? Primele semne care ar trebui să ne pună o femeie în gardă sau partenerul este că apare un disconfort și o displacere a tot ce se întâmplă. Bineînțeles că un semn care nu este caracteristic, dar practic întotdeauna este prezent, sunt insomniile, poate să scadă pofta de mâncare, femeia nu are nicio putere sau lipsă de energie să facă ceva impulsiv, să-și îngrijească copilul, nu are nicio bucurie de a sta cu el. Deci, încă în cazurile respective trebuie să ne gândim la să suspectăm o depresie. Care ar fi riscurile pentru mamă, copil, dar și relația de cuplu? Orice depresie are careva riscuri. În primul rând, pentru persoana care trăiește această stare, această problemă, în primul rând nu poate trăi bucuria și fericirea unui bebeluș pe care l-a adus pe pământ. Însă, dincolo de toate acestea, ea nu poate să-și exercite rolul său de mamă, ceea ce este destul de dificil și are un impact negativ asupra copilului. Bineînțeles că și copilul va avea nu doar aceste consecințe naturale, fiziologic, mama nu-l va îngriji cât trebuie, poate nu-l va alăpta, dar inclusiv poate să nu primească atenția necesară și copilul va crește nervos, va crește iritat, va dezvolta un tip de atașament nu atât de sănătos pe care ne-l dorim. Ce am putea face pentru a ajuta aceste femei și care este rolul soțului în această situație? Ce sfat le-ați da? Auziți-vă, ascultați-vă unul pe altul, susțineți-vă unul pe altul și iubiți-vă, că dragostea este bucurie și acceptare. Prin urmare, este foarte important să avem grijă de proaspetele mămici, să nu le lăsăm singure și să le dovedim că le iubim.